Bună ziua și bine ne vedem în galeriile de artă Ștefan Lucian Botoșani cu doi prieteni din Neamț care s-au îndrăgostit de orașul nostru și care au găsit cu cale să vină acum pentru cea de-a treia oară cu expoziție la Botoșani. Deși total diferiți ca stil de realizare în ceea ce creează domniile lor, fac împreună un tandem deosebit. Au mai venit în 2022, în iulie, cu o expoziție care s-a numit Călătorie în imaginar. Domnul Arcadi a venit apoi în colecția de artă cu expoziția Răsfrângeri în 2023. Iar domnul Diaconu a venit tot la colecția de artă cu pictură și reliefuri. De data aceasta, expoziția se numește Arcadie Reileanu / Petru Diaconu. Nu se scrie / pe afiș, doar se pronunță. E ceea ce cred eu, e o dovadă deosebită de prietenie a celor doi, care, așa cum spuneam, deși atât de diferiți, fac împreună un tandem perfect, pentru că sunt doi artiști care și-au găsit stilul pe care îi recunoști oriunde ar expune și cu care ne bucurăm să ne întâlnim astăzi. E un eveniment expozițional, spun eu, deosebit. E o expoziție ca o explozie de lumină și culoare și o să vă spun și câteva cuvinte despre aceasta sau despre cele două expoziții, mai bine zis, nu înainte de a menționa câteva date biografice pentru cei care nu îi știu. Spun doar câteva pentru că despre ei s-au spus multe, s-au scris multe, unele adevărate, unele se vor mai scrie de acum. Cert este că între domniile lor sunt câteva luni diferență la vârstă, dar tot timpul se tachinează pe această chestiune ca maestrul și discipolul. Nu știm care e maestrul, nu știm care e discipolul. Cred că nici dumnealor nu știu. El e Margareta. Așa, și dumneavoastră maestrul. Maestru și Margareta. Am înțeles. S-ai gândit mult? Arcadie Răileanu s-a născut în 1950 în Republica Moldova. Acolo a urmat studii de artă la Chișinău și Facultatea de Arhitectură. Dar, așa cum însuși dumnealui spunea, pictura e o artă mai independentă, care îmi dă o mai mare libertate de creație decât arhitectura, care mă încadrează în anumite rigori. Dar o să regăsiți în lucrările domniei sale și elemente care țin de ceea ce înseamnă arhitectură, deși le-a prelucrat cu mare talent și dăruire, asemenea unui pictor desăvârșit. A debutat pe Simeze în anul 1982 la expoziția Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. A deschis personale și colective, atât în țară, la Piatra Neamț, Iași, Râmnicu, Vâlcea, Craiova, Bârlad, Câmpul Lung Moldovenesc, Cluj-Napoca, Bacău, Timișoara, București, cât și în străinătate, la Chișinău, la Tighina, la Moscova. A avut și o carieră didactică deosebită, fiind director la Școala de Arte Plastice din Dondușeni, iar din Dondușani, Botoșani, probabil că și de aici fiorul ăsta al îndrăgostirii de orașul în care ne aflăm. Și apoi, din 2006, a fost profesor de pictură la Școala Populară de Artă Piatra Neamț. Referindu-se la creația sa, criticul de artă Valentin Ciucă menționa: mereu motivate cromatic și structural, compozițiile lui au amvergura unui palpit tonic și robust, adiacent prin vitalitatea expresiei unui latin. Sanguinitatea ansamblului sugerează un temperament cerebral și vitalist, energie și tandrețe totodată. În ansamblu,
pictorul Arcadie Răileanu are, scuzați-mă, are supremația profesionistului și bucuria de a fi urmat în artă de numeroși admiratori fideli. Al doilea artist s-a născut la 24 martie 1949 la Dobreni, Neamț. Încă o legătură de la D la D. Asta însemnând până la urmă dragoste de artă. A făcut studii libere de pictură și a frecventat ocazional atelierele ieșene. A început din anul 1978 și o să vedeți în lucrările domniei sale, care sunt lucrări, după umila părere, solare, o explozie, un întreg curcubeu de culori, a început să deschidă, așa cum spuneam, expoziții estivale în diverse localități. Aceste expoziții aveau o predominantă notă decorativă și de asemenea erau legate de pictura, sau era vorba de pictura murală. A deschis în 1986 o expoziție cu caracter retrospectiv. A lucrat în diverse locuri care au fost legate de ceea ce înseamnă imagine, culoare, text și toate au avut o puternică influență legată de zona artistică și culturală. A deschis numeroase expoziții în Piatra Neamț, dar și la Beijing în 2005 și la fel despre domnia sa, același critic de artă, Valentin Ciucă, menționa: Petru Diaconu are în mod evident un gust rafinat al decorativului și atrage uneori atenția mai mult decât unii clasici în viață. Lucrările lui, nenumărate, risipite, generos prin diverse colecții, arată un evident simț cromatic și arta creării unor contexte plastice, unde ornamentica poartă încă un rol major. N-aș vrea să spun prea multe lucruri astăzi, pentru că ceea ce e de spus se vede pe simezele acestei galerii și consider că un artist poate cel mai bine să vorbească despre el însuși, să spună ceea ce simte, ceea ce crede, ceea ce poate sau ce a reușit să pună sau nu i-a ieșit așa cum și-a dorit el. Așa că, pe lângă a mai spune că de la figurativ la abstract, exprimat în ulei pe pânză, trecând apoi spre zona de peisaje, acuarele și portrete, domnul Arcadie Răileanu ne oferă o bucurie pentru suflet, așa cum o face și domnul Petru Diaconu, în partea cealaltă a sălii, cu o multitudine de lucrări, cu teme pe care le-a mai abordat, dar de data aceasta vine cu ele într-o nouă manieră de prezentare. Și avem acolo lucruri care ne duc cu gândul la începutul lumii, la mărul lui Adam. Avem femeia Fluture, dar care are pe corp diverse elemente din zona cucutenilor imprimate. Avem de asemenea câteva peisaje deosebite. Nu știu, un univers foarte frumos, foarte colorat, un univers al înțelepciunii, pentru că printre temele abordate este și tema aceasta a bufniței, care se știe că e simbol al înțelepciunii. Ce aș putea să vă mai spun ca să nu vă țin prea mult? Eu, dacă încep câteodată, sau cel puțin în ultima vreme, odată cu vârsta, am început să vorbesc mai mult, știți? Și cred că, în general, bărbații sunt mai nevorbiți și chiar artiștii. Așa că începem în ordinea
nu, alfabetică, exact, a prenumelor, respectiv cu domnul Arcadi. Vă rog. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tuturor că ați venit la această expoziție. V-ați făcut timp pentru așa ceva. Este aceste două expoziții, eu vorbesc și despre expoziția mea și despre expoziția lui Petrică Diaconu, sunt cu care suntem prieteni și am reușit să facem mai multe expoziții, dar nu le facem comune pentru că sunt niște abordări absolut diferite, dar și interesante în același timp. Nu ne confundăm și nu ne-o dorim. Arta e interesantă prin diversitatea ei, nu prin prea multă asemănare cu care eram deprinși cu mulți ani în urmă, când toți erau obligați, care terminau o facultate, o academie, și eu când am spus că pictura oferă o libertate mult mai mare decât arhitectura, m-am gândit și la vorba unui om deștept, o carte o poți închide oricând, dacă nu ți-a plăcut arhitectura, trebuie să o suporți mulți ani. Vrei, nu vrei, trebuie să o demolezi altfel. Și eu n-am vrut să demolez arhitectura, am studiat-o foarte serios, dar inima mea a fost pentru pictură. Doar 2 ani, cred că am fost în zona practică a arhitecturii și după aceea, cu prima ocazie, m-am întors la marea mea dragoste, pictura. Vreau să nu fiu prea să vă răpesc din timp, să spun doar atâta că vârsta e o chestie interesantă. Vă doresc să trăiți cât mai mult. Și o să vedeți când de la așa ajungi la un vârf de munte, vezi că mai sus nu mai este nici unul, începi să cobori. Să știți, coborâșul e mai greu decât urcușul. Care a fost în munte știe treaba asta. Trebuie să fii foarte atent. Nu că e mai greu, trebuie să fii foarte atent. Că altfel ai putea să te lunici și nu-i bine. Noi trebuie să fim, să ne dăm seama care e nivelul ăla de la care trebuie să mergi în jos, dar frumos, echilibrat. În pictură ajungi la un moment când ești, să zicem, mare, nu ca sportivi, pentru că acolo se măsoară în metri, centimetri, în zecimi de secundă, în înălțimi, lungimi, sunt alte criterii. La noi criteriile rate în timp, sunt altfel total, e altă gândire. Deși există și în pictură, ca și în cultură în general, o competiție foarte mare. Câteodată de neînțeles, câteodată oameni care erau blamați când deschideau o nouă viziune asupra artei, au ajuns ca azi să fie crestomații. Deci așa trebuie să vedem pictura. Și eu, elevilor mei, că s-a pomenit că am și predat, și în Basarabia și aici, le spuneam profesorilor că am fost director de școală acolo și directorul școlii populare de artă din Piatra câțiva ani, vreo 10 ani, și le spuneam profesorilor mei, nu vă străduiți să scoateți eminență, să scoateți oameni de geniu. Încercați ca toți elevii dumneavoastră să ridice la un nivel foarte înalt de a înțelege pictura, pentru că ăia de geniu vor ajunge și fără ajutorul dumneavoastră. Dar dacă nu vor avea o susținere de la ceilalți colegi ai lor, vor muri de foame. Eu zic așa, ca să nu ajungem în zona
asta de inaniție. Mă bucur de fiecare dată când la expoziții vin oameni care vin, cum ar fi, nesiliți de nimeni, vin din tot sufletul și nu pentru a se, cum erau pe timpuri cu balurile și cu alte chestii, când veneau să-și afișeze nu știu ce. Nu, aici oamenii vin exact, ăsta e contactul între pictor și admiratorul de pictură. Vă mulțumesc din toată inima. Da, eu am început matematica, spre deosebire de Arcadie. Da. Dacă o terminam, nu era cazul să o dorăm, dar asta e. Și având în vedere că Arcadie a vorbit cam mult, mi-a luat și din timpul meu jumate, am să fiu mult mai scurt. Cândva mi s-a întâmplat în Iași cu un foarte bun prieten care un ziarist voia să ia un interviu și nu putea, nu a scos o vorbă. Și la un moment dat, hai domnule, nu vrei să răspunzi? La care Nelu Gânjul, Dumnezeu să-l ierte, a spus, pictorii pictează, nu vorbesc. Așa cum ați fost obișnuiți și așa cum lângă noi este un om drag, și astăzi domnul Ludwig Schibinski ne onorează cu prezența și acordurile muzicii sale. Sper să ne aducă în continuare bucurie, așa cum au făcut-o și până acum. Vă rog să poftiți. Și dacă o să priviți cu atenție printre lucrările expuse, s-ar putea să-l vedeți că va rămâne și mai multă vreme aici, nu? Mai multă vreme pe perete. Ca operă de artă. Deci ăsta este rolul artei până la urmă. Dragii mei, nu plecați de aici. Mult am trăiască, mult am trăiască, la mult am, domnul diaconu, veniți lângă mine. Și eu? Și. Mult am trăiască, mult am trăiască, la mult am, la mult am cu sănătate, să vădă viața tot ce dorit. Zile senine și fericire și o pensulă să dorit. Mulți ani, nu știu ce cânta? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ce nu vă place? Ai spus cumva zile senine? Nu, zile... Și, da, și pentru că dumnealor sunt din afara județului, absolut. Eu știu că și domnul Liviu și doamna Ana mereu îmi reproșează, domnule, nu mai cânta aceeași melodie, că noi ne-am plictisit de ea, eu nu mă plictisesc. De exemplu, dacă... Imnul țării. Imnul țării. De exemplu, dacă vine unul din marii noștri, Furchii și toate astea, să cântă un te duci tu, mielule, nu o să-i reproșez, că îmi place toată lumea. Să le oferim celor doi... Să găsi răspuns la un te duci tu, mielule. Un te duci tu, mielule. În Turcia. Da, în Turcia. Hai vin în urbea mea natală și lasă-ți inima aici. Mâncăm diseară câte o sarmală și bem o bere rece la 5.000. Hai, hai vino, hai vino, hai vino iar la Botoșani, Botoșani. Hai vino, hai vino, să ne trăiești și la mulți ani. Ți-am luat abonament la teatru, pastile mici pentru răceală, abonament la catul 4. Și rău iubito, n-o să-ți pare, nu suntem mai. Hai vino, hai vino,
hai vino iar la Botoșani, Botoșani, hai vino cu drag, hai vino să te trăiești la muntani. Te înscriu diseară la o școală privată și sentimentală și ți-au iubit o dragă fată mult creier, creier de la hală. Hai vino, hai vino, hai vino iar la Botoșani, Botoșani, hai vino, hai vino să ne trăiești la mulți ani. Bravo. Mulțumesc.